această partidă pe banca FCSB-ului? În primul rând vreau să felicit băieții, chiar dacă nu am avut un joc foarte bun, dar tot acești băieți mi-au adus bucurii și victorii și e normal ca astăzi să fie felicitați. Nu. Două puncte pierdute în prelungiri mai pot fi în prelungiri, în ultimele minute ale meciului mai pot fi felicitați? Echipa a vrut, dar în fotbal este un joc. Nu jucăm singuri. Ce înseamnă un joc nu tocmai bun, cum ați spus mai devreme? Poate că astăzi nu am fost chiar așa concret ca în celelalte partide, dar de vrut s-a vrut, atât s-a putut. Totuși să încep meciul cu 1-0, cu ocazie înainte de gol mare, și cu 1-0 părea că e un joc la discreția echipei, însă cum vă explicați sau cum se explică situația, că nici nu știu cum să vă întreb. Chiar dacă jocul a început foarte bine, au fost momente în timpul jocului în care noi nu am mai avut acel elan și acea limpezime ca în celelalte meciuri. Poate echipa s-a blocat la un moment dat, dar totul, din punctul meu de vedere, adevărul este că în mijlocul terenului Fălăolaru suferă. Tavi Popescu la mijloc acolo, cum vi se pare dumneavoastră? Tavi Popescu a încercat. Nu, cum vi se pare dumneavoastră această poziție de la mijlocul terenului pentru el? Îl avantajează sau tot stânga e locul unde trebuie să fie? Poate că Tavi Popescu v-a declarat că se simte foarte bine în partea stângă, dar pe timpul campionatului sunt meciuri în care apar și accidentări, poate și suspendări, și atunci e nevoie ca să fii sau să joci și un al doilea post. Da, părut destul de supărat după schimbare. Nemulțumit probabil și de randamentul pe care l-a dat pe acel post și de faptul că a fost pus pe un post pe care nu e obișnuit. Tavi Popescu este un jucător bun, poate chiar foarte bun. Astăzi i-au lipsit realizările, dar a vrut, a încercat, a scos-o din joc. A participat la, în prima repriză, la acțiuni foarte bune. Dar trebuie să înțeleagă orice jucător, din ce în ce se apropie sfârșitul campionatului, intrăm în play-off și atunci trebuie să facem în așa fel cu toții, să dăm ce e cel mai bine și cel mai bun în meciul care urmează. Credeți că va reveni pe poziția lui obișnuită, începând cu meciul următor? Sunt convins că poate să revină pe poziția lui obișnuit. Dar v-am spus și mă repet, avem nevoie de jucători cu un caracter foarte puternic, ceea ce jucătorii noștri îl au, și atunci, indiferent pe ce post joci, da, trebuie să dai totul. Hai să vorbim și de lucruri pozitive totuși. Juma marchează din nou. Este cel mai în formă jucător de departe. Probabil că dacă Elvir Colin n-ar fi marcat, ar fi fost fără dubii omul partidei, dar așa cumva. Juma este într-o formă foarte bună. De la meci la meci el crește. Asta se datorează faptului că se pregătește și foarte bine. Este un jucător profesionist, ceea ce noi avem nevoie în cadrul echipei. Dar v-am spus, orice jucător, în momentul în care intră, trebuie să dea absolut totul. Deci, altă parte, oamenii din atac astăzi au cam dezamăgit. Și cam în ultimele meciuri, Juma i-a salvat. V-am spus că este un joc. Liverpool, Manchester City, chiar nu pierd puncte acasă. Astăzi a fost o zi mai ghinionistă pentru noi, în care, chiar dacă am început foarte bine jocul, ne-am creat posibilități și acțiuni în prima repriză, nu le-am fructificat. Miculescu, când își atinge potențialul și el? Azi a început vârf împins. Mie mi-a plăcut Miculescu cum a început jocul. Se vede că nu are jocuri în picioare. Este un copil, aș putea să spun, care
ușor, ușor își va, va ajunge să, să fie ceea ce ne dorim. Spuneau adversarii că Egeman nu ar fi trebuit să fie în teren astăzi pentru... De ce vă uitați așa? De pentru intrarea de la... Acuzau acel posibil roșu de la voluntari. Că dacă n-ar fi fost, poate ei ar fi luat toate cele. Eu cred că acea fază a fost judecată de Radu Petrescu foarte, foarte bine, din punctul meu de vedere. În acele secunde puține, când a luat acea decizie, s-a gândit ce profil are Enjuma ca jucător. La asta s-o fi gândit Radu Petrescu? Enjuma nu este un jucător care etapă de etapă ia galben sau este un jucător dur. Enjuma a vrut să joace doar mingea. E adevărat că a fost un gest mai dur, dar niciodată Enjuma nu depășește limita. Mulțumim!